intrăm într-un duc de rugăciune în ființele noastre, pentru că vom pleca la casele noastre, dar asta nu înseamnă că am terminat. Lupta continuă acolo, fiecare unde merge să se roage și mulțumim Domnului tuturor care a fost la părtășie în seara aceasta, pentru că a fi în părtășie cu frații, cu surorile, aduce un plus de câștig, un plus de ridicare a unora și altora. Și vreau să vă spun că de cele mai multe ori, probabil vă întrebați cine e acela. Vreau să vă spun că eu, de exemplu. Eu mă ridic, eu mă îmbărbătesc. Dacă nimeni nu s-a îmbărbătat în seara aceasta, m-am îmbărbătat eu. Dacă cineva a fost problema în seara aceasta, eu. Vă rog frumos să considerați că cineva tot trebuie să fie, nu? Și acela sunt eu. Domnul să vă binecuvânteze în seara aceasta și să vă răsplătească osteneala voastră care a făcut-o pentru mine în seara aceasta. Domnul să binecuvânteze întreaga adunare și vreau să vă spun că mă bucur pentru femeia aceea, pentru că așa a lucrat Duhul lui Dumnezeu. Prezența Duhului lui Dumnezeu este de așa natură încât Gloria atinge inimi. Amin. Duhul lui Dumnezeu a lucrat nu numai pe Elisei, și în jurul lui. Pentru că am fost acolo doar ca un fel de sol trimis de Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu a lucrat acolo. Dacă nu erau îngerii, dacă nu era diavolul, dacă nu erau acele lucruri pe care Dumnezeu deja le făcuse, ce-i spuneam în femeie de dincolo? Nimic. Dar ea, în momentul în care a auzit că îi spuneam la obă arți lucrurile acestea, a fost foarte afectată. Cine este afectat? Vreau să vă spun că mulți din seara aceasta, din locul acesta, care n-aveți o suferință în trup, care n-ați trecut prin greu, care n-ați avut parte, de exemplu, vreau să vă spun foarte mulți care n-au fumat, care n-au băut, nu sunt afectați de asta. Și ei nu înțeleg pe aia care fumează și bea. Vreau să spun că în seara aceasta puneți la inimă lucrul acesta și simte cu cel în nevoie. Amin. Pentru că ăla suferă acolo, el ar vrea să iasă, dar e legat. E ținut acolo de lanțul robiei. În seara aceasta, de câte ori te-ai pus pe genunchi și ai luptat, ca unul din cei care au această patimă să fie eliberat. În seara aceasta, puneți lucrul acesta la inimă și nu te încrede în tine. S-a predicat de îngânfare, s-a predicat de multe lucruri în seara aceasta. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Vreau să vă spun că sunt mulțumit de încă un lucru. Pentru că chiar dacă în biserica aceasta nu suntem mulți la număr, vreau să vă spun că mă bucur pentru că Domnul lucrează și cheamă la mântuire. Câtă valoare are un suflet înaintea voastră? Câtă valoare are? Cât pui pentru un suflet? Vreau să spun material. Cât investești? Vreau să spun că dacă ai investit de 10 miliarde de ori cât ai acum, astăzi, valorează mai mult un suflet. Valorează mai mult un suflet. Pune înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta. Investește pentru că te vei întâlni cu ceea ce investești. Amin. Te vei întâlni cu ceea ce investești? Chiar crezi că te vei întâlni? Amin. Pune mâna și fă. Domnul să te binecuvânteze în seara aceasta. Cine înțelege chemarea aceasta și cine o are, acela va pune mâna și va lucra. Și indiferent, noi, frați, între noi mai avem obiceiul acesta de ne mai contrazice, ne mai nu știu ce. Vreau să spun că toate sunt de la Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, nu o situație anume, nu o lucrare anume, nu ceva care cu adevărat, vreau să spun că toate lucrurile, și cele rele, și cele bune, lucrează. Domnul să ne ajute. Amin. Să înțelegem, dămâne de pace unii cu alții. Am spus și am promis 5 minute. Domnul să vă binecuvânteze pe toți.